Bună dimineața, 17 martie 2020. Sunt Anca Bărbulescu și înregistrez a doua zi de tutoriale pentru profesorii care doresc să țină cursul online. Ieri am văzut cum ne-am creat platforma e-learning, cazul nostru profesorvoluntar.neolms.eu. În ultima secvență video de aseară ofeream posibilitatea comunicării prin intermediul unei pagini de contact, în care vă rugam să scrieți numele, adresa de e-mail, un scurt subiect și mesajul dumneavoastră. Reiterez această invitație de comunicare, dat fiind faptul că am activat pagina de contact abia în această dimineață. Deci cei care au trimis cumva mesaj în data de 16 martie sunt rugați să repete această activitate. Acum ne vom conecta și continuăm cu tutorialul nostru. Ne reamintim că mergem, după conectare, mergem la secțiunea cursuri și alegem cursul pe care dorim să-l edităm, în cazul nostru curs pentru profesori. Aveam trei unități de învățare, iar în prima unitate două secțiuni teoretice și două de tip temă sau test. În prima secțiune teoretică am adăugat text și imagini. Acum voi arăta câteva posibilități suplimentare. Dacă dorim să adăugăm un fișier de pe calculator, putem apăsa acest buton, urcare fișier. Ni se deschide o fereastră cu file managerul de pe calculator, alegem fișierul pe care dorim să îl inserăm, poate să fie o poză, poate să fie un fișier de sunet, o secvență video sau orice alt format. După care apăsăm butonul Open și așa cum am procedat și cu pozele aseară, va funcționa. Eu n-am să finalizez lucrul acesta acum, este doar demonstrativ. De asemenea, dacă în interiorul textului vrem să includem și o trimitere către o pagină externă, atunci putem să punem un link. Iată, apăsăm pe acest buton, scriem adresa site-ului unde dorim să se meargă la apăsarea linkului respectiv. Am să pun www.edu.ro. Iar la țintă zicem fereastră, adică vreau ca pagina respectivă să se deschidă într-o altă fereastră, nu să o înlocuiască pe aceasta. Ok, mă avertizează că este un link care mă duce la o pagină externă în afara platformei mele și apoi apăsăm butonul salvează. Eu avusesem deschisă aici pagina pentru test, am să o închid și acum apăsăm butonul să vedem dacă... linkul, scuzați, nu butonul, și iată, ni se deschide pagina Ministerului într-o altă fereastră decât cea inițială. Așadar, am învățat să inserăm și un link sau un alt tip de fișier. Iarăși, o funcționalitate puțin mai restrânsă, dar există, o reprezintă editorul matematic, acest buton FX. Îmi oferă mai multe categorii de simboluri pe care le pot folosi. Dau click în partea de jos și aici pot să încep editarea. F de X. Cred că fereastra este mai îngustă decât ar fi fost necesar. Egal și continui cu formulele X, la puterea 5 și așa mai departe. Dau click în afară și apoi apăsăm butonul salvează. Bun. Deci acestea ne rămăseseră de ieri demonstrate. Și acum vom trece la următoarea secțiune, secțiunea de resurse, în care vom analiza tipurile de resurse ce pot fi inserate.